Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la Muzeul Memorialului Revoluției și suntem cu istoricul, dar și președintele memorialului, domnul Gino Rado. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la Memorialul Revoluției! Bine v-am găsit! Am să vă fac o prezentare a ceea ce a însemnat Revoluția de la Timișoara. O să o facem într-un mod cronologic și nu ne vom opri doar la Timișoara, pentru că toată prezentarea este făcută pentru tot ce a însemnat Revoluția din România și avem informații și prezentări și despre celelalte orașe martiri din România. Și propun să începem dintr-un loc unic. Această mică încăpere este unică nu numai în Timișoara, ci în toată țara, datorită faptului că este singurul loc unde ne rugăm și oficiem slujbe religioase împreună toate religiile, toate confesiunile. La noi nu contează dacă ești catolic, reformat, ortodox, protestant, iudaic sau ce vrei, noi toți suntem împreună aici. Și încă o particularitate, faptul că aici pe frontal, pe pereți, avem numele și vârsta celor care au fost împușcați în 1989, în decembrie, aici în Timișoara, din cei care au decedat în 89. Și vedeți, dacă privim cu atenție, că au fost oameni de toate naționalitățile, nu numai români, maghiari, nume germane și slave, și se pot observa și vârsta lor, de la oameni foarte tineri, de la copii și până la, ia câte, și 4 ani, 2 ani jumătate, și până la oameni în vârstă 76 și așa mai departe. Uite, ani. Deci am avut toate categoriile sociale, da? Și de toate vârstele. Deci acolo vedem 76 de ani. Iată, 76 acolo, da? Da. Nu s-a ținut cont că erau femei, bărbați, copii sau oameni în vârstă. Așadar, jertfă și-au dat și români, și maghiari, și germani, și vedeți sârbi. Și atunci o să mergem frumos, să începem cu începutul, să vedem de fapt de unde a început toată această revoltă împotriva sistemului comunist, împotriva dictaturii lui Ceaușescu. O să intrăm în prima încăpere dedicată începutului revoltelor din Timișoara. Suntem în încăperea dedicată începutului. Totul a început în Timișoara din Piața Maria, de la Biserica Reformată. De ce de acolo? Pentru că aici a existat un preot reformat care avea, hai să zicem, gura mare și mult curaj, acela este preotul, și a îndrăznit în mod public să spună cum trăiau românii. Acest lucru a atras atenția Partidului Comunist și soluția găsită a fost aceea că acest preot să fie mutat din Timișoara într-o localitate mică din județul Sălaj. Să închidă gura. Enoriașii au protestat împotriva acestei mișcări de mutare a preotului și au început să protesteze în fața clădirii, în fața bisericii. Punctul culminant a fost a doua zi, 16 decembrie. Aici îi vedem pe protestatari pe lângă Biserica Reformată. Iar a doua zi, după masă, ca să vină și mai multă lume la aceste demonstrații, au blocat tramvaiele în Piața Maria și unul dintre tinerii mai curajos s-a urcat pe tamponul tramvaiului și cu curaj și îndrăzneala a strigat pentru prima oară în Timișoara, în data de 16 după masă, în jurul orelor 17, jos comunismul, jos Ceaușescu, libertate. Acest moment a fost, practic, o descătușare pentru toți cei prezenți la această manifestație și care au început în cor să strige jos Ceaușescu, jos dictatura. Și putem considera că acest este primul moment în care protestul inițial de sprijinire a acestui preot reformat s-a transformat într-un protest împotriva regimului.
Sigur că atunci după masă s-a adunat foarte multă lume, iar spre seară în zonă au apărut primele forțe de represiune, acești scutieri îi vedem aici din Ministerul de Interne, îi vedem și acolo, da? Ofițeri din miliție și securitate care au angajat primele lupte împotriva manifestanților. Ceea ce nu se vede aici pus pe aceste panouri, dar este foarte important. În acea seară, în acea noapte de 16 pe 17, practic orice persoană prinsă în zona centrală a orașului, nu numai, dar în special în zona centrală a orașului, a fost bătut pe loc, acolo stradă unde a fost găsit. Bătut cu bestialitate, încărcat în mașini mici, în autoturismele Aro, care erau pe atunci ale MEI-ului, în camioane, duși în curtea Ministerului de Interne, unde primeau o primire groaznică, trebuia să coboară pentru culoar de militari, militarii dotați cu bâte, lopeți, arme și erau loviți cum treceau prin acel culoar, după care au fost culcați pe ciment și din nou bătuți. Este foarte important, când vorbesc de bătuți, nu vorbesc de un picior în fund sau palmă după cap. Au existat membre rupte, picioare, mâini, organe interne sparte, fețe mutilate. Și ce este mai grav, așa cum ați văzut în prima sală că au murit împușcați oameni de toate vârstele, exact așa au primit tratamentul și cei bătuți. Au fost femei, au fost bărbați, au fost bătrâni, am avut două cazuri de femei însărcinate și copii. Au fost arestați în acele seri, 16 până 19 decembrie, în jur de 1000 de persoane, din care să știți că în jur de 10% au fost minori, copii. Așadar, au intervenit cu o brutalitate incredibilă. Și de ce această brutalitate? Pentru că au vrut să bage frica în populație, nu ca să nu mai iasă în stradă să protesteze, ci să nici nu se gândească la un protest. Și de acolo a venit toată această brutalitate excesivă din partea organelor de represiune. Aici avem în mod simbolic intersecția de la Piața Maria, unde se bifurcă tramvaiul. Vedeți, avem un traseu luminat. Noi vrem să transmitem ideea că de la acel drum întunecos, de acel drum întunecos, am încercat să schimbăm direcția către democrație pentru o viață mai bună și mai luminoasă. Și vom merge în a doua sală, care noi spunem sala pancardelor. Am vrut cumva să transmitem, să înțeleagă vizitatorul de ce am ieșit în stradă. Și atunci avem aici, în a doua sală, câteva din sloganurile, din dorințele pe care le-am avut noi atunci și am strigat în acele zile. De la lucruri banale pentru ziua de azi, libertate, vrem democrație, nu? Lucruri care sunt ceva firesc acum, la sloganul gen pâine, nu gloanțe, jos dictatorul, acum ori niciodată, azi în Timișoara, mâine în toată țara, noi suntem poporul, jos comunismul, nu plecăm acasă, morții nu ne lasă. Și totuși plopul face pere, că a fost o poveste că Ceaușescu nu va pica nici dacă plopul face pere, Ceaușescu a picat și am zis că totuși plopul face pere dacă a picat Ceaușescu, nu? Adică erau niște cerințe și așteptări de bun simț, minimale pentru o viață decentă și democratică în România. Acum, dacă au intervenit atât de brutal în 16 seara pe 17, Ceaușescu a ordonat ca în 17 dimineața, asta fiind duminică, armata să iasă în oraș în defilare cu fanfară ca să completeze mesajul de o seară înainte. Noi suntem puterea, avem totul sub control și nimic nu mișcă fără să vrem noi. Cam asta a fost mesajul. Însă acest calcul al lui Ceaușescu n-a fost bun. Să nu uităm, cu o seară înainte, sute de oameni n-au ajuns acasă, că au fost arestați, bătuți, maltratați. Toți am avut acolo o cunoștință, o rudă, un coleg, un vecin, un prieten care n-a ajuns acasă. Așadar, duminică am ieșit mai mulți afară. Noi am ieșit mai mulți, dar și
instituție de represive au trimis mai mulți oameni în stradă. În ziua de duminică, 17 decembrie, pe la prânz, armata a primit ordini și a ieșit și cu tehnică militară pe stradă, cu tancuri, taburi, armament greu, totul în ideea de a dispersa manifestația din oraș. Tensiunea a crescut proporțional cum trecea timpul. Ceva trebuia să se întâmple. Lume multă, militari mulți, armament mult. Și inevitabilul s-a produs. Paradoxul este că focul s-a deschis după masa de 17 decembrie, în jurul orelor 16:10, în Piața Libertății. În Piața Libertății, lumea cerea libertate și au primit gloanțe. Primele victime din 17 decembrie, acolo în Piața Libertății, a fost chiar o familie. Știți cum? Duminica mai ieșeau la plimbare cu copii, mama cu tata cu copii. Primii împușcați, soț, soție cu o fată de 14 ani, mama soție împușcată mortal, tatăl rănit foarte grav în abdomen, fata rănită ușor la mână, însă traumatizată într-un mod de neînchipuit. Să-ți vezi mama decedată într-o parte, tatăl rănit, nu intru în amănunte cum arăta tatăl rănit. Asta a fost deschiderea focului în Timișoara 17 decembrie. Cum se numește familia? Familia Bărbat. Familia Bărbat. Format, da. Familia Bărbat. Și acum o să mergem mai departe. Va fi o sală dedicată, hai să zicem, momentului deschiderii focului, pe de-o parte, iar ceea ce o să vedeți și o să filmați în acea sală sunt artefacte, sunt haine în care au fost împușcați eroii noștri, donate de rude și de părinți. Să vedeți urme de gloanțe, murdare, urme de sânge, dar totul este original de acolo. Și vă poftesc în sala dedicată deschiderii focului. Da? Avem haine cu urme de gloanțe, sânge. Și în cealaltă parte la fel. Haine în care au murit oameni pentru libertate. Mergem mai departe, da. Vă rog. În sala principală, în care prezentăm ce s-a întâmplat în zilele 17, 18 și 19. Și nu putem porni cu altceva decât primul panou care este dedicat eroilor martiri copii, minori. Da? Vedeți că acest panou poate fi privit prin acest geam, această bucată de geam decupată dintr-o vitrină din mijlocul, din centrul orașului, străpuns de un glonț. Iar privind dinainte, vedem cel mai tânăr erou martir, Laura, de doar 2 ani și jumătate. Așadar, am avut decedați și copii, împușcați pe stradă, unii împușcați chiar în propria locuință, din gloanțe ricoșate. Așadar, în 17 decembrie, am luptat forțe de represiune așa cum am putut noi, cu bâte, cu pietre, cu sticle, inclusiv confecționând sticle cu benzină, acele cocktailuri Molotov, pe care probabil că le cunoașteți, da. Cu care aruncam în tehnica militară. Și vedeți aici un tab care arde, incendiat de la un asemenea cocktail Molotov. Sigur, inițial s-a folosit de către pompieri, jeturi de apă, ca la orice manifestații, cu bâte au venit, dar după vedeți, au venit tancurile pe străzi, au încercat să intre mulțime și să împingă, să disperseze pe manifestanți. Sigur că nu puteam să luptăm împotriva, iată, tancurilor și forțe în armate. Iată, aici avem grăniceri ieșiți cu câini. Alergau cu câini. Erau vânați oamenii prin parcuri, prin curțile imobilelor. Peste tot erau vânați să-i prindă. Pentru că noi aici la Memorial nu suntem doar un muzeu, ci suntem un centru național de cercetare și documentare, avem aici prezentat o hartă a Timișoarei. În fiecare zonă unde au murit oameni,
împușcați, da? Noi am identificat unitățile militare care au fost în acele zone. Și nu numai că am identificat unitățile militare, cunoaștem după nume și pronume nu numai căpitanii, conducătorii, comandanții acestora, dar toți oficierii și toți subofițerii cu nume și prenume care au fost ei acolo. Așadar, noi știm cine sunt vinovații acelor crime din 17 decembrie. 17 decembrie fiind ziua cea mai neagră pentru Timișoara. Au fost împușcați mortal 63 de oameni doar duminica de 17. Au fost răniți peste 300 de oameni, oficial răniți. Dar să știți că răniți au fost aproape dublu. Diferența între statistica oficială și cea reală de pe teren s-a produs datorită faptului că cei care n-au fost răniți foarte, foarte grav au evitat să meargă la spitale și la clinici ca să nu fie arestați și anchetați de frică. Estimările noastre sunt că au fost răniți aproximativ în jur de 700 de persoane răniți de gloanțe. Așadar, a fost o zi urâtă, sângeroasă. Iar în data de 18, Timișoara arăta ca un oraș în plin război. Era multă tehnică militară pe stradă, foarte mulți soldați, iar statul, prin instituțiile sale, încerca să ascundă tot ce s-a întâmplat cu o zi înainte. Se puneau vitrine noi la magazine, se făcea curățenie, se ștergea pe jos urmele, se spăla sângele de pe caldarâm, pentru că doreau să ascundă ce s-a întâmplat atunci. Și oare de ce doreau să ascundă? Pentru că știau că erau niște crime care nu aveau niciun fundament legal. Iar mârșăvia și barbaria acestor criminali a fost cu atât mai mare cu cât în încercarea de a ascunde acele crime, la un moment dat au ordonat ca un număr de 43 de cadavre de la Spitalul Județean, din morga Spitalului Județean, practic să fie furate. Furate de cei care trebuia să păzească legea, de ofițeri din Ministerul de Interne, din Miliție și Securitate. Și au luat aceste 43 de corpuri nesuflețite, le-au încărcat într-o izotermă, le-au dus la București, la crematorul Cenușa, unde au fost arse, iar cenușa rezultată a fost aruncată într-un canal la marginea Bucureștiului, la Popeșile Orden. Mai mult decât atât, o altă parte din aceste cadavre, la un moment dat, au fost aruncate într-o groapă comună în Cimitirul Eroilor. Iar ca să completeze această ascundere a violenței și a folosirii armelor în Timișoara, arme cu foc, ofițeri din securitate au adunat de la toate spitalele și clinicile toate documentele, fișe de internare, fișe medicale, în care erau consemnate că pacienții au fost răniți sau împușcați prin gloanți. Deci au încercat să distrugă orice urmă aceste crime și violențe din 17 decembrie. Din fericire, iată, știm, n-au putut să ascundă toate aceste grozăvii care s-au întâmplat în aceste zile. Iar pentru că noi nu puteam lupta împotriva întreaga armată, putem spune, da, de militari cu mâinile, Timișoara a încercat să lupte sub o altă formă. Iar în 19 decembrie, dimineața, muncitorii care au intrat la serviciu au refuzat munca, practic au intrat în grevă. Acum trebuie să înțelegem că pe acele vremuri să faci grevă era ceva de neconceput. Ajungeai la închisoare pentru mult mai puține lucruri, pentru lucruri mult mai simple. Așadar, faptul că muncitorii au rămas în curțile întreprinderilor, refuzând munca, a fost ceva excepțional pentru Timișoara acelor vremuri, pentru România, de fapt. Muncitorii protestau în stradă și au cerut ca armata să se retragă de pe străzi, au cerut ca arestații să fie eliberați din penitenciar și ca trupurile nesuflețite a celor împușcați să fie date înapoi familiilor aparținătoare. Evident că nu s-a întâmplat nimic din toate aceste lucruri, din contră, forțe de represiune au fost și mai impolnătoare și prezente pe străzile Timișoarei, fiind foarte multe, foarte multe patrule. În aceste zile s-a încercat
prin orice metodă ca Timișoara să fie izolată de restul țării, să nu se afle ce se întâmplă în Timișoara. Și pentru acest fapt, telefoanele au fost suspendate, pe atunci aveam doar telefoane cu fir, nu exista internet, nu exista o mass media în România, era dezvoltată, era doar radio și televiziunea de stat controlate de partid unde nu se spunea nimica. Intrările, ieșirile din oraș erau blocate de armată și de miliție securitate. Așadar, se încerca o blocadă efectivă împotriva timișorenilor și acest se petrece în Timișoara. Pentru că noi știam acest lucru, încercam să găsim soluții ca să se afle în țară ce se întâmplă în Timișoara. Așadar, protestele timișorenilor au continuat sub alte forme. Noi o să mergem acum într-o sală dedicată acestor eroi martiri, acestor oameni care au murit nimic pentru altceva decât pentru un pic de libertate, pentru un pic de democrație. Și mergem în sala dedicată eroilor, unde în stânga avem o parte din fotografiile celor uciși în decembrie 89. Din păcate, nu am reușit să facem rost de fotografiile tuturor eroilor noștri, dar în aceștia de aici, mare parte sunt din cei arși la crematoriul din București. Iar aici avem și o poză, o fotografie cu canalul, acel canal unde s-a aruncat cenușa încărcată în 4 tomberoane de gunoi, loc în care astăzi există un complex memorial realizat de noi de aici de la Timișoara, cu o biserică, cu monumente, este făcută o zonă dedicată eroilor martiri din Timișoara care au fost arși la crematoriu din București. O să puteți să vedeți acolo că am făcut un ansamblu frumos. Iar în cealaltă parte avem imagini din cimitirul eroilor, groapa comună, în cimitirul din Timișoara, unde au fost aruncate alte 11 cadavre care băgate sunt simple lăzi. Motivul spus de autorități a fost acela că erau persoane neidentificate. În schimb, acest tată care își plânge copilul recunoscut în acel sicriu, ladă, da, avea buletine de identitate în buzunar. Deci nu se susține sub nicio formă faptul că erau neidentificați și doreau să ascundă un alt rând de oameni împușcați, decedați. Așadar, pentru că în 19 cu greva nu s-a realizat niciun progres în acest protest și această luptă împotriva regimului, în 20 timișorenii au mai făcut un pas. Coordonat, organizat, fiecare întreprindere, muncitori în fiecare întreprindere au hotărât să iasă în coloană către centrul orașului. Evident, porțile erau închise, încuiate, existau acei securiști care existau în fiecare întreprindere, aceștia au fost îndepărtați, porțile forțate, iar ușor, ușor, coloane de manifestanți ieșeau în stradă. Acum suntem în situația următoare. În Timișoara existau în jur de 2000 de soldați în stradă, cu tehnică militară și toate cele. Generalul Gușă, care conducea această represiune în Timișoara, a avut la dispoziție două variante, două opțiuni. Una, să respecte ordinul Ceaușescu și să tragă în oameni. Aici era vorba deja să tragi în zeci de mii de oameni, provocând probabil mii și mii de morți, ceea ce era o variantă greu de acceptat chiar și în România dictatorială a anului 1989. Sau varianta logică, normală, să ceară ca armata să se retragă din stradă. Aici nu mai spunem că armata nici nu avea ce să caute, de fapt, în stradă, în acele zile. Din fericire, după orele 12, ministrul apărării, Milia, a dat ordin ca armata să se retragă în cazări. Astfel, acele coloane de mii și zeci de mii de muncitori au putut aflui, fără nicio problemă, în centrul orașului, centrul orașului Timișoara, care în 20 decembrie a devenit neîncăpătoare. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat în 20 decembrie în Timișoara. La centru ne referim zona dintre catedrală și operă, nu? Exact. Bun. Acolo ne aflăm acum. Exact, avem catedrala, da? Avem opera
și o mare de peste 150.000 de oameni. Aici, hai să zicem că s-au născut și primii lideri ai Revoluției din Timișoara, care au urcat la balconul Operei, de unde au încercat să țină lumea acolo în stradă, să comunice cu oamenii, iar aici s-a format în 20 decembrie primul partid politic democrat, Frontul Democrat Român. În fața la acești 150.000 de oameni, în după masa zilei de 20 decembrie, Timișoara a fost declarat primul oraș liber de comunism. Frontul Democrat Român a emis și o proclamație prin care cerea clar schimbarea regimului politic din România, tot ceea ce înseamnă o viață democrată, alegeri libere, dreptul la cuvânt și așa mai departe. Putem spune că din acest moment aici la Timișoara s-a ajuns la următoarea etapă. Dacă în 16 decembrie au fost primele proteste împotriva regimului comunist, împotriva lui Ceaușescu, în 20 decembrie la Timișoara practic s-a înfăptuit o adevărată revoluție, așa cum este definită revoluția, cu partid nou, democrat, cu ceea ce înseamnă cerința de schimbare totală a regimului politic aflat în acel moment, din păcate prin violență și prin jertfă umană, și cu un program politic bine argumentat. La Timișoara a fost, fără îndoială, o revoluție. Iar în acea zi, aici la Timișoara, ne-a mai căpătat o libertate. Știm, poate, că în timpul comunismului, comuniștii erau atei. Da? Nu îți putea exprima credința în public pentru că aveai probleme și erai marginalizat în societate. E, ceea ce auzim acum, Tatăl nostru, este din 20 decembrie, este înregistrarea originală în care 150.000 de oameni de diferite naționalități, români, maghiari, sârbi, germani, ucrainieni, că aveam și ucrainieni, de diferite confesiuni, toți împreună, într-o voce, ne-am rugat. N-a contat nimic altceva decât faptul că acolo, cu voce tare, aceste 150.000 de oameni, ne-am rugat și am avut această libertate, da? Am dobândit această libertate de a ne exprima credința. Acum, pe de o parte, eram bucuroși, am zis că am eliberat Timișoara de comuniști, însă știam un lucru foarte clar, faptul că dacă nu se ridicau și celelalte orașe din țară împotriva regimului, sacrificiul timișorenilor ar fi fost în zadar. Pentru că, să știți că existau foarte multe zvonuri, dacă nu ne-au învins prin bătaie în 16, prin acele brutalități extraordinare ce s-a întâmplat în 16 pe 17, dacă nu ne-au putut învinge prin glanțe în 17-18, atunci ori încerca să ne învingă altfel. În Timișoara exista, de exemplu, o fabrică de produse chimice, care dacă era aruncată în aer, mai mult de jumătate din Timișoara fi fost distrus. Și atunci a fost acest zvon, că s-a decis ca să arunce în aer printr-un accident acea fabrică și am terminat povestea cu Timișoara. Am avut o alt zvon, apa din rețeaua potabilă e otrăvită sau o otrăvesc. N-am avut curaj să bem apă, că poate murim, că ne otrăvesc. Adică era o presiune extraordinară pe Timișoara. Cum v-am spus, Timișoara era izolată, închisă, cu o presiune fantastică asupra noastră. Așadar, am discutat noi atunci cumva să încercăm ca oameni, tineri, grupuri de tineri, cumva să iasă din Timișoara, să meargă în orașele țării, să ajungă la București, să spună ce se întâmplă aici în Timișoara, să ducă mai departe informația. Și au plecat, care pe parcurs vedem, unii chiar și-au făcut treaba. 20 decembrie, seara, către după masa seara, Ceaușescu l-a trimis la Timișoara pe primul ministru Dăscălescu, ca să discute, vezi, Doamne, să negocieze cu cei de aici, să vadă ce se întâmplă de fapt. Și o să mergem în sala următoare. Noi spunem și sala drapelelor sau steagurilor, datorită faptului că ceea ce vedeți aici, aceste drapele, steaguri, sunt din nou originale, evident, de pe străzile Timișoarei. Aceasta de aici este chiar de la Consiliul Județean de Partid, actuala prefectură. Iar cea mea are de sus de aici este de la fostul comitet
de partid municipal, adică primăria din Timișoara. Da? După cum vedeți, toate sunt cu steagul decupat, mai puțin unele, și foarte mulți ne întreabă de ce e astfel decupat. Da? Pentru că, sigur, pe stradă în acele zile au fost oameni de toate categoriile sociale, de la oameni simpli până la intelectuale. Și în acea mare momente de adrenalină și de fel și fel de sentimente ce ne trecea pe toți, unii au zis că trebuie să fie o gaură în drapel. N-au mai judecat de ce e gaura de tram în drapel și pur și simplu au făcut o gaură. Nu ne înțelegând că de fapt se decupa simbolul comunismului, simbolul socialismului. Și cum spuneau, a venit în 20 decembrie la Consiliul Județean de Partid, asta este balconul de la Comitetul Județean de Partid, primul ministru Dăscălescu, care până la urmă a primit o delegație a protestatarilor revoluționari din stradă și aici sunt o parte din cei care au discutat cu primul ministru și cu cei care au venit cu el. Prima cerință a manifestanților fiind acela ca Ceaușescu să-și dea demisia. Asta a fost prima cerință. Sigur că primul ministru a căscat ochii mari, speriat și a zis: eu nu pot să transmit această cerință tovarășului la București. În urma discuțiilor, singurul lucru ce s-a obținut a fost acela ca arestații să fie liberați și Dăscălescu a promis printre altele și că trupele nesuflețite orice împușcați vor fi dați înapoi familiilor. Însă noi știm că în acel moment, în 20 decembrie, aceste parte din ele erau la crematorul Cenușa și ardeau la ele. N-aveau cum să le mai dea înapoi. Suntem în 20 decembrie, seara. Speram să se ridice și alte orașe împotriva comunismului. Și atunci s-a născut una dintre lozincile pe care foarte multă lume le știe: azi în Timișoara, mâine în toată țara. Și din fericire acest lucru s-a întâmplat. Aici avem un hol secundar și o instalație prin care încercăm să arătăm puțin așa mai artistic, rând pe rând, orașele care s-au ridicat împotriva regimului comunist în Timișoara. Și primele au fost, sigur, cele apropiate Timișoarei: Lugoj, Arad, pentru că au mai fost și oameni care lucrau în Timișoara, făceau naveta și au apucat să ajungă acasă și să spună ce se întâmplă în Timișoara. Iar aici, în dreapta, o să intrăm în prima sală dedicată orașelor martiri. Orașe martiri sunt denumite orașele în care au fost împușcați și au murit oameni. Și așadar, evident că avem o sală dedicată acestor orașe martiri. Și cum ați văzut, Lugoj, Arad, Sibiu, Târgu Mureș, Alba Iulia, Brașov, București, Reșița și Cluj și multe alte orașe au fost oameni care au ieșit în stradă și din păcate s-a deschis focul împotriva lor și au murit. Sigur că avem aici prezentat și o parte din tipurile de uniforme din acea vreme. Vedeți, uniforme în albastre cu cască albă și scut sunt uniformele Ministerului de Interne. Am văzut în fotografie în prima sală acești scutieri care au venit prima dată împotriva manifestanților. Avem și o uniformă de soldat din Ministerul Apărării și pe mijloc o uniformă de ofițer din armată și avem și căștile aferente acestor uniforme, iar printre ele prezentate o parte din tipurile de gloanțe folosite în Timișoara în acea vreme. Și vedeți că sunt diferite calibruri de gloanțe, de la 6-75 și până la trasoare, gloanțe de trasoare. S-au consumat în Timișoara, ca să vă dați un pic seama de cum s-a tras aici, între 17 și 25 decembrie, peste 1,5 milioane de gloanțe doar în Timișoara. Iar acum vorbim puțin despre ce s-a întâmplat în acest, hai să zicem, război între participanții la revoltă și armată. Întotdeauna dau exemplu Clujului, pentru că avem foarte multe fotografii făcute în serie la un moment foarte important în Cluj-Napoca. Sigur, protestatarii erau în zona centrală, piața Universității din Cluj. Au venit trupele de militari, s-au pus într-un dispozitiv și erau față în față, de fapt, cum a fost și la Timișoara. Față în față soldații și manifestanții. Și sigur că noi manifestanții am încercat tot timpul să facem un dialog cu ei. Suntem frați, suntem poporul, voi trebuie să apărați poporul,
asta e rolul armatei. Nu suntem violenți, nu vrem decât libertate. Aici la Cluj, spre deosebit de alte zone, un grup de tineri, ca să dovedească intenția lor pașnică, și-a dat jos hainele și-au ridicat puloverele, tricourile, stând cu pieptul gol. Suntem cu pieptul gol, neînarmați, nu vrem decât libertate. Răspunsul a fost gloanțe. Da. O parte din acei oameni i-am identificat, vedeți aici, căzuți, decedați, împușcați mortal, nici n-au apucat să-și pună înapoi bluzele, au rămas cu pieptul gol pe caldarâm acolo. Așadar, armata nu are nicio scuză, pentru că, da, armata a tras, au fost crime făcute de Ministerul Apărării Naționale. Oricât se încearcă întoarcerea acestor lucruri, oricât încearcă sau a încercat după aceea armata să iasă, ajungem și acolo din criminali în eroi. Așadar, am auzit și noi la Timișoara că sunt orașe care se ridică împotriva comunismului. Și atunci, sigur, am început chiar să credem că putem să dăm jos regimul. Însă știam că pentru a se petrece acest lucru, neapărat trebuie să se întâmple ceva la București. Acolo era puterea, acolo erau toate semnele partidului și tot ce a însemnat această dictatură. Și atunci o să mergem în sala dedicată Bucureștiului să vedem ce s-a întâmplat în București. Avem o sală dedicată special Bucureștiului, pentru că nici nu se putea altfel, și suntem în București. În București, în 21 decembrie, Ceaușescu a avut ideea să facă ceva ce a făcut și în 68, la momentul în care a fost Cehoslovacia practic atacată de forțele tratatului de la Varșovia. A încercat să facă o mare demonstrație, o adunare populară în care să arate lumii întregi comunismul este ceva bun în România, că oamenii sunt mulțumiți și că îl sprijină și susțin pe Ceaușescu. Așadar, în 21 decembrie au fost scoși cu forța 10.000 de muncitori din întreprinderi și aduși în fața Comitetului Central al Partidului la această mare manifestare populară pentru sprijinirea regimului dictatorial. E, inițial, totul a decurs așa cum a dorit Ceaușescu, cu acele urale, trăiască Ceaușescu, Ceaușescu PCR și așa mai departe, însă, nu după foarte mult timp, s-a întâmplat ceva. Și anume, într-o zonă din spatele mulțimii, din partea aceea din stânga, cum privim noi, au început să se audă niște țipete ușoare inițial, după care mai puternice, și s-a declanșat o panică, practic, acolo, în acea zonă, după care chiar s-au auzit huiduituri. Și chiar s-a auzit jos Ceaușescu. E, din acest moment, această mare manifestație organizată pro-Ceaușescu pentru sprijinirea lui și a regimului, practic s-a destrămat și chiar din contra oarecum s-a transformat într-o mișcare anti-Ceaușescu. Când spun că în acea zonă acolo au început acele țipete, sunt declarații ale unor persoane care spun că au fost femei care au fost împunse cu ceva ascuțit în zona costală, adică să le sperie, să facă panică, să se producă o învălmășeală acolo. Pe de altă parte, se spune că deja exista un grup de timișoreni care forțau intrarea în piață, pentru că această piață toată, toate drumurile erau închise de forțe de ordine, de represiune, nu? Și totul era controlat. E, și de undeva din zona aceea exista deja un grup cu timișoreni ajuns de la Timișoara la București cu acea idee de a duce mai departe informația ce se întâmplă în Timișoara și strigau cu putere, jos Ceaușescu. Aveam deja exersat în Timișoara, nu mai era nicio problemă să strigăm jos Ceaușescu, nu-i așa? Și toate aceste lucruri au dus la destrămarea acelei mari manifestări, care practic s-a întors împotriva lui Ceaușescu. Și acesta a fost un moment cheie pentru evoluția de la București, unde, din păcate, seara și noaptea de 21 pe 22 s-au petrecut din nou foarte multe grozăvii, au fost oameni bătuți cu bestialitate, s-a deschis focul, au murit oameni nevinovați, au murit oameni pentru că au vrut
libertate. Au murit oameni pentru ceea ce vedeți în spate pe acel panou, pentru ca copiii noștri să fie liberi. Da? Dacă noi n-am avut o copilărie așa cum ar fi trebuit, dacă noi n-am putut să ne bucurăm de ceea ce ar fi trebuit să ne bucurăm, cel puțin în viitor copiii noștri să fie liberi. A fost o adevărată luptă noaptea de 21 pe 22, însă în 22, în București, s-a întâmplat practic ce s-a întâmplat în Timișoara în 20 decembrie. Au ieșit pe întreprinderi muncitori, într-un număr masiv de zeci și poate chiar sute de mii de oameni care vineau și afluiau către centrul orașului. Același lucru a fost, aceeași dilemă, nu poți să împuști zeci și sute de mii de oameni, nu-i așa? Și atunci armata s-a retras de pe străzile orașului, capitalei, oamenii ajungând cu o presiune formidabilă în fața Comitetul Central al Partidului, această presiune făcându-l pe el, Ceaușescu până la urma urmei să plece din București la bordul unui elicopter din capitala. Acest moment, putem spune că este momentul în care dictatura lui Ceaușescu a căzut, s-a terminat. Problema e în felul următor. Noi, această mișcare de protest, am început în Timișoara, în 16, strigând jos Ceaușescu, jos comunismul. Sigur, a căzut regimul Ceaușescu, noi trebuia să spunem gata, e bine, bucurie, libertate și pace și bine. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru în România. Din păcate au venit alte vremuri mult mai tulburi decât am fi crezut. În după masa zilei de 22 decembrie, sigur că în jurul Comitetului Central de Partid, la televiziune, s-au format fel și fel de grupuri care vreau să preia puterea în București, în România. Însă pe după masa zilei de 22, puterea s-a concretizat în jurul grupului lui Iliescu, îl avem aici așa, grup care practic era format din eșalonul 2 al conducerii Partidului Comunist Român. Adică noi am ieșit în stradă să terminăm cu comunismul, în 20 decembrie am ieșit cu o platformă, program clar prin care spuneam că vrem să terminăm cu comunismul și puterea a fost preluată tot de comuniști, ceea ce n-a fost deloc în regulă. Mai mult de atât, după preluarea puterii, în România, în București și în toate orașele mari, au apărut așa ziși teroriști. Și în urma acestei război, în ghilimele, între armata română, care, iată, din 22, apăra revoluția împotriva teroriștilor, considerându-se eroi cei din armată, că apără revoluția, s-au născut o grămadă de crime, o grămadă de victime. După 22, după fuga lui Ceaușescu, au murit mai mulți oameni decât până la căderea regimului Ceaușescu, ceea ce este totalmente absurd, ilogic și mai grav este că la 35 de ani după aceste evenimente, noi nu avem nimeni vinovat pentru acele crime făcute din 22 după preluarea puterii de către gruparea Iliescu. În mare, asta s-a întâmplat în perioada 15-22 decembrie. Însă pentru că nu s-a terminat în 22, așa cum am dorit noi timișorenii, cu schimbarea totală a ceea ce înseamnă comunism și regim comunist, în Timișoara a continuat protestele. Și pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri din ianuarie 90 în Timișoara, dar și în restul țării, avem și o sală dedicată să vedem ce s-a întâmplat după preluarea puterii de Iliescu. Și suntem în sala dedicată anului 1990, Timișoara, când timișorenii au protestat împotriva noului regim, nu o zi, nu o săptămână, nu o lună. Jumătate de an Timișoara a fost în stradă zi de zi. De la elevi, studenți și până la muncitori și intelectuali, toată lumea a fost pe stradă. Și protestam împotriva noii puteri, care nu erau decât tot un regim comunist. Ce s-a întâmplat? Dacă Ceaușescu, când au început protestele în Timișoara, ne-au făcut huligani, golani, aserviți puterilor străine, agenți străini, acesta a fost limbajul și acuzațiile lui Ceaușescu în media, în radio și televizor, ce să vezi? Noua putere prin radio și televizor au început din nou mare manipulare spunând că sunt golani, huligani în stradă
și agenții străine, da? Și că se încearcă de fapt aducerea regelui Mihai în țară și ruperea banatului de țară. Asta a făcut noua propagandă, un limbaj aproape identic cu cea a lui Ceaușescu. Iar toate aceste manifestări au culminat în martie, 11 martie 1990, când în urma unei mari manifestări populare s-a născut poate cel mai important document de după 89, proclamația de la Timișoara. Și de ce este atât de importantă această proclamație de la Timișoara? Pentru că la punctul 8 din această proclamație se cere clar și fără echivoc ca orice persoană care a avut o funcție în stat sau în partid pe timpul lui Ceaușescu să nu mai poată accede la nicio funcție. Adică să facem curățenie cu adevărat și toți care au fost implicați în această clădire a Partidului Comunist să facă pasul înapoi, să vină oameni noi, neînregimentați politic, profesioniști care să ducă țara în direcția cerută de Timișoara în perioada 16-20 decembrie. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Din momentul apariției acestei proclamații de la Timișoara, Timișoara a devenit inamicul numărul 1 al noii puteri. Dezinformări cât s-au putut de mult, atât de bine au reușit aceste dezinformări și manipulări, că la primele alegeri așa zise libere din mai 1990, 20 mai, care după ce a fost denumit și Duminica Orbului, Iliescu a fost votat cu peste 86% din voturi și putem spune că în acel moment revoluția din România s-a încheiat nedesăvârșită, neterminată. A fost o revoluție neterminată practic în România. Mai avem o singură sală și în această sală vorbim puțin despre justiție și adevăr, pentru că au murit oameni mulți, au fost mutilați foarte mulți oameni, multe traume și trebuie să nu uităm faptul că dacă a decedat o persoană, au suferit încă mulți alții pe lângă ei. Exact. Deci, nu puteți, gata, au decedat câțiva oameni și nu avem nicio mare problemă cu asta. Impactul asupra societății a fost mult mai mare. Și această sală noi ne numim Revoluția după 30 de ani, adevăr și justiție egal cu manipulare. Și de ce spunem acest lucru? Pentru că în afară de câteva procese care au fost făcute în țară pentru evenimente de până în 22, până la plecarea lui, căderea lui Ceaușescu, doar până atunci au fost făcute câteva procese, avem acolo, după cum știți, acea așa zis proces împotriva lui Ceaușescu, Nicolae și Elena, în care în câteva ore au făcut și procesul și i-au și judecat și i-au și condamnat și i-au și împușcat, procesul fiului lor, Nicu Ceaușescu. A mai fost un proces, un prim proces, lotul de la Timișoara în 1990, unde au fost inculpați doar ofițeri din miliție și securitate și câțiva conducători ai, cu funcții din Partidul Comunist. Au fost parte condamnați la niște pedepse foarte mici, o parte din ei, inclusiv ofițerii aceia care au cărat cadavrele de la morga spitalului către morgă, au primit câțiva ani de pușcărie, dar în ianuarie au fost toți practic eliberați de Iliescu pentru că a făcut o amnistie în ianuarie și au scăpat aproape toți din acel lot. Au rămas doar vreo doi în închisoare pentru că s-a dovedit că ar fi tras și ar fi ucis în mod direct. Așadar, nu s-a făcut dreptate nici măcar pentru cei decedați până în 22. Iar împotriva armatei, primele procese au fost doar în 1996 deschise, după căderea lui Iliescu, ca și președinte și venind Constantinescu, s-a deschis dosarul, s-a dat cale liberă unei anchete și au fost inculpați și condamnați generalii Stănculescu și Chițea pentru 15 ani. Marea grozăvie este la ce s-a întâmplat după 22, după fuga lui Ceaușescu, când au murit și mai mulți oameni, nu avem procese și probabil știți că pe timpul lui Ceaușescu, serviciul militar, adică armata, era obligatorie la toți bărbații. Toți cei care împlineau 18 ani, între 18-21, de obicei satisfăceau stagiul militar. Acum, în 22, o grămadă de soldați, copii tineri, nevinovați, care habar nu aveau despre ce se petrece, habar nu aveau de ce sunt în stradă, împotriva cui trebuie să lupte și cine trag în ei, au murit mulți.
Și nu avem vinovat, nu avem pe nimeni pedepsit. Avem aici o uniformă și vedem că acest soldat a fost împușcat în inimă. Avem acolo locul gronțului, da? Și în frunte. Aceste ochiri sunt făcute de lunetiști, de specialiști. Acești soldați care și-au făcut pregătirea armată, să zicem, la munci agricole și pe construcții, pe șantiere, au fost carne de tun în această diversiune, manipulare cu teroriștii. Și nu avem o justiție făcută împotriva celor care sunt vinovați. Cine sunt vinovații? Haideți să vedem că putem răspunde foarte ușor. Dacă în 35 de ani s-a împiedicat orice proces, orice anchetă de către puterea care a venit după 22, noua putere este de vină. Cine avea interesul acestei diversiuni? Noua putere. Dacă noua putere era nevinovată, în 2 ani se terminau toate procesele și toți erau, care cei care meritau, erau la închisoare. Nu, din contră, s-a tărăgânat prin orice modalitate ca aceste procese să nu se efectueze. Cei care au preluat puterea în 22 decembrie 89 au avut o influență extraordinară și încă au și în ziua de astăzi. Și fac tot ce pot ca să împiedice luarea, punerea în judecată a celor care au fost vinovați atunci. Avem răspunsuri la toate întrebările. Sigur, nu este acum momentul, însă cine dorește să afle adevărul, îl poate afla aici la Memorialul Revoluției. Vă mulțumim, vă așteptăm să veniți. Noi, în timp ce am făcut acest tur, dacă făceam un pic de liniște, auzeam ce se întâmplă în stradă în 1989. Au fost două săli cu niște sunete interesante. Vă mulțumim, cu drag. Vă așteptăm și scrieți în comentarii ce amintiri aveți legat de evenimentele din decembrie 1989 și le vom citi pe toate. Toate cele bune! La revedere!